Bun găsit, dragi prieteni! Așa cum v-am promis, continuăm cu partea a doua a prezentării candidatului la funcția de primar pentru orașul Târgu Ocna, domnul Cristian Ciubotaru. Ați observat, am trecut direct la subiect, pentru că timpul în aceste emisiuni este extrem de prețios. Este un timp al dumneavoastră, celor care ne priviți, dar și al nostru, pentru că dorim, împreună cu invitatul nostru, să vă prezentăm cele mai bune idei, proiecte pentru cel care probabil va fi primar la Târgu Ocna. Domnule Cristian, bine ați revenit în studioul nostru. Bine v-am regăsit, salutare tuturor. Aș vrea să, pentru că ne-am oprit tura trecută, după ce am prezentat omul Cristian Ciubotaru, omul care, iată, are experiență în administrația publică de mulți ani și pentru că, așa cum spuneam și în alte ediții, un candidat la această funcție importantă într-un oraș turistic, așa cum este Târgu Ocna, trebuie să aibă experiență în administrația publică. Dumneavoastră aveți aceste calități și tocmai de aceea mă bucur că putem discuta despre aceste lucruri, să continuăm cu platforma program pe care dumneavoastră v-ați propus-o, mai exact pe înțelesul tuturor, ce anume doriți care este oferta dumneavoastră electorală pentru cetățenii din Târgu Ocna? Da, am intrat așa direct în subiect. Eu cred că demnitatea aceasta de primar e o demnitate onorabilă și onorantă pentru oricine. Eu cred că e o profesie, chiar așa aș putea să o denumesc, pentru că primarul este un om care trebuie să aibă anumite calități, trebuie să fie, în primul rând, un bun comunicator, un om al locului, un om care să aibă un bagaj de cunoștințe, pentru că acum suntem într-o viteză foarte mare. Suntem într-o perioadă când nu mai poți să lungești etapele. E o competiție între unități, e o competiție în atragerea de investiții și investițiile le poți atrage doar dacă poți să găsești și ai capacitatea să aduci finanțări. Pentru că o comunitate, indiferent de care e, nu poate să fie funcțională doar pe impozitarea și pe taxele și pe veniturile proprii. Și atunci orice sursă de finanțare care poate fi atacată, fie fonduri europene, pentru că acum se discută de aceste tipuri de finanțări mari. Da, mai ales că România va primi o sumă consistentă în perioada care urmează. Va primi. Și care, sume care vor fi repartizate și administrațiilor locale. Este bine de spus în acest moment. Da, discutăm de fondurile structurale pentru exercițiul 2021-2027, dar totodată trebuie să luăm în calcul că finanțările pentru exercițiul precedent, 2016-2020, nu s-au încheiat. Acum încă sunt rol investiții și proiecte în diverse faze cu finanțările europene din acest capitol. Și, practic, acestea acum se cunosc și se văd investițiile, fie în infrastructură, fie în modernizare de unități școlare, fie în tot felul de rețele, de utilități, dezvoltare pe partea culturală, sportivă. Și atunci, ce vă spuneam, trebuie să ai capacitatea să mobilizezi echipa, aparatul primăriei, să faci o bună colaborare cu mediul politic, adică cu Consiliul Local, pentru că forul decizional a oricărei comunități este Consiliul Local. Și acolo sunt oameni din mai multe formațiuni politice, sunt oameni aleși și atunci trebuie să găsești calea cea mai constructivă cu ei, pentru că, practic, o campanie electorală se derulează pe o anumită perioadă, o lună, două, trei, se termină, au loc alegerile și apoi, practic, în comunitate se face administrație. Se face o muncă susținută pentru dezvoltarea acelei comunități. Trebuie să lăsate deoparte orgoliile politice, trebuie lăsate sau uitate răutățile din campanie și trebuie făcut echipă
cu toți pentru a putea construi cele mai interesante și cele mai viabile lucruri, pentru că doar așa comunitatea aceea poate să dea înainte. Dacă va exista în continuare luptă politică, diverse fricțiuni, indiferent cât ai vrea, democrația presupune majorități. Deci ca să sigur poți să traversezi, să implementezi un proiect, chiar dacă din partea de execuție primarul, aparatul, îl creionează, îl gândește, îl structurează, trebuie să ajungi la decidentul politic. Și atunci trebuie să știi, să colaborezi pentru a putea implementa și a traversa acel proiect. Deci, se fac cu majorități, sunt anumite acte normative care trebuie să presupun alte procente, două treimi sau știu eu, și atunci cred că un bun comunicator, un om de echipă, poate să aibă un succes real. Deci, sintetizând, aveți încrederea că echipa dumneavoastră va avea rezultate bune la alegerile care urmează, pentru că în afară de funcția de primar la care candidați dumneavoastră, vor fi și colegi din partid care candidează pentru funcția de consilier local. Da? Cam care ar fi procentul din cei care deja sunt consilieri locali în acest moment? Sau, dacă v-ați gândit, fiind și președintele organizației din Târgu Ocna, să veniți cu oameni noi în această echipă? În primul rând am pus în prim plan profesionalismul, spiritul de echipă, și Partidul Social Democrat este un partid cu bine ancorat în realitățile locale și e destul de greu să construiești o echipă, dar și mai greu este să menții o echipă, să o faci să funcționeze, să empatizeze, să lucreze ca un tot. Și atunci trebuie să găsim partea frumoasă și partea bună a fiecărui coleg. Pentru dumneavoastră nu este greu, pentru că deja cât timp ați fost administrator public și sunteți încă, nu? În funcție, aveți această echipă, adică aveți experiența de lucru în echipă și vă doriți o echipă puternică, așa am înțeles eu, da? Partidul Social Democrat are cea mai puternică echipă, are cea mai bună echipă și chiar ne-am dorit ca atunci când am depus documentele pentru a fi validate de biroul electoral să prezentăm o echipă unită, o echipă profesionistă, o echipă cu oameni care au construit, oameni care au făcut ceva, oameni profesioniști în tot ceea ce au construit în timp. Și am încercat să avem colegi din toate categoriile socioprofesionale, din toate categoriile de vârstă, să fim reprezentați corect între doamne și domni, între generația tânără și generația seniorilor sau generația adulților, pentru că, până la urmă, expresia unui partid politic trebuie să fie și reflecția lui în comunitate. Degeaba vrei să țintești numai spre o anumită pătură socială sau spre o anumită direcție. Partidul Social Democrat a demonstrat întotdeauna și noi la Târgu Ocna am demonstrat că suntem cei mai buni, că putem să facem, că știm ceea ce avem de făcut și că proiectele propuse de noi pentru comunitate sunt proiecte viabile, sunt proiecte care nu doar sunt spuse, ci știm și cum să le implementăm, de unde să aducem sursele de finanțare, pentru că acum este simplu, toți vin, promit, lansează tot felul de programe, proiecte, dar o parte din ele trebuie să fie justificate. Nu pot să fie realizabile. Să fie realizabile, pentru că, vedeți dumneavoastră, întreaga clasă politică în decursul acestor ani de democrație, practic am promis, s-a promis, și atunci când a trebuit să fie implementate, au început, păi nu noi, dar nu instituția noastră, dar alții, dar norma, dar regula, dar cei de în laterala noastră. Și atunci n-am făcut decât să dezamăgim. Și atunci ne-am propus noi, echipa, să pornim pe patru direcții principale, să le dezvoltăm cu obiective importante, obiective pertinente, obiective de care comunitatea Târgu Ocna are nevoie, pentru că am observat că lumea nu mai are răbdare.
Da, și lumea dorește și schimbare. În general, nu mă refer doar la Târgu Ocna, există așa un curent de schimbare în tot județul Bacău. Schimbare în ce sens? Spuneam eu și în afara emisiunii, discutam și cu dumneavoastră, că sănătatea unei democrații este tocmai această schimbare permanentă. Oameni noi veniți cu proiecte noi. Sigur că un primar nu își poate îndeplini ceea ce propune în programul electoral, în campanie, decât dacă are o continuitate. Deci, dacă bănuiesc că dacă veți ajunge primar, veți dori să aveți și un al doilea mandat, pentru a duce la capăt, pentru că nu toate obiectivele pot fi îndeplinite în 4 ani. Cu toții știm că anumite proiecte, cele de anvergură, implementarea lor durează. Așa funcționează. Și atunci, uneori, o anumită perioadă de timp nu este suficientă. De la concepția unui proiect, de la gândirea lui, de la scrierea lui, de la găsirea sursei de finanțare, apoi întocmirea documentației pentru a accede la acea sursă de finanțare și obținerea ei, și apoi toată procedura de scrierea proiectului, de licitarea lui, pentru că acum, fiind instituție publică, practic trebuie să te duci în mediul acesta concurențial, dar în un mediu controlat și un mediu transparent. Și atunci legislația s-a schimbat, există aceste aplicații pe regula achizițiilor publice și acolo știți ce se întâmplă când se concurează firmele între ele, uneori se contestă, uneori sunt timpi morți și practic de la concept și până la începerea șantierului poate durează mai mult decât de la începerea șantierului până la finalizarea sa. Haideți să vorbim despre cele 4 direcții pe care le-ați precizat. Să le prezentăm întâi pe toate cele 4 și după aceea să intrăm în fiecare un pic în detalii. Pentru că, sigur, cei care vor alege să vă voteze trebuie să știe exact cu ce veniți, care sunt aceste 4 direcții ale dumneavoastră și mai ales vă rog să puneți accent pe ceea ce aduceți dumneavoastră nou în mandatul care urmează. În primul rând, eu și echipa din care fac parte, vreau să propun o politică deschisă a dialogului. În primul rând cu cetățenii implicați în viața comunității, apoi cu antreprenorii din viața comunității și împreună să asigurăm o transparență decizională la nivelul instituției primăriei. Pentru că aici este problema. S-a creat așa o percepție, nu întotdeauna reală, dar poate și sistemul media a deformat-o puțin și s-a creat așa o percepție negativă, că totul e într-un oarecare aranjament, că se întâmplă lucruri nu tocmai firești. Și atunci, dacă există o transparență, eu cred că atunci toată lumea se lămurește. Cine dorește să vină la masă, la masa discuției, la masa verificării documentelor, după care le transportăm în zona de online, pentru că acum sunt aceste aplicații, sunt aceste tehnologii care permit punerea la dispoziția tuturor celor interesați. Pentru că eu nu cred că poate fi astăzi o persoană care dorește ceva. O informare mai bună a oamenilor despre proiecte, despre cum se cheltuie banul public, pentru că aici cred că este interesul lor cel mai important. Transparență, atât în ceea ce privește mediul online, dar și modul de comunicare directă între primar și cetățean. Și comunitate. Și comunitate, da. Ei, lucrurile astea pot fi sau vor duce la creșterea încrederii. Pentru că dacă începem să avem încredere în instituție, în instituția primăriei, în primar, în consiliul local, în aparatul de lucru, lucrurile încep să meargă cursiv. Și atunci nu mai apare acest dialog al surzilor când da, sau situații chiar confuze sau de neinformare. Absolut. Adică omul își dorește să afle un răspuns. Dom'le, un caz concret, pe strada mea, dom'le, vreau să știu și eu când se asfaltează sau când se... Care e calendarul? Care este calendarul? Vreau să știu și eu, și este pertinentă
această întrebare a cetățeanului, pentru că el acolo trăiește, intră și iese din curte în fiecare zi și vrea să știe dacă este prins într-un proiect, dacă va beneficia de ceea ce îi lipsește în acest moment. Este foarte bine că v-ați gândit la acest lucru, pentru că am observat și nu numai la nivelul orașului Târgu Ocnea, ci și în județul Bacău, avem situații în care chiar televiziunea noastră întâmpină greutăți în a filma ședințele de Consiliul Local. Asta însemnând lipsă de transparență, pentru că omul, exact cum spuneați mai devreme, are toate mijloacele să vadă pe internet, pe televiziune și așa mai departe, și atunci ar avea răspunsuri în timp real la dorințele pe care le are. Vă rog să continuați. Perfect. Și noi ne-am gândit așa că una din direcțiile prioritare, principale, ar fi că investițiile în oraș merită tot efortul. Așa am denumit-o noi și un pic am dat o frază frumoasă, deoarece și Târgu Ocna, ca și celelalte orașe sau ca și celelalte comunități, are nevoie în primul rând de o planificare urbanistică, de o strânsă colaborare între administrația locală, urbaniști, cei care știu să facă urbanism, furnizorii de diverse servicii, societatea civilă, antreprenorii, oamenii de afaceri și locuitorii, cetățenii comunității. Deci, iată, e foarte important, pentru că oamenii trebuie să știe că nu poți construi oricum, oricând, și trebuie să fie, mai ales fiind vorba și de o stațiune balneoclimaterică, e nevoie de armonizare. Absolut. Și ceea ce înseamnă urbanism și motorul unei comunități sunt investițiile. Pentru că acestea creează plus valoare, creează dezvoltare, creează locuri de muncă, creând odată locuri de muncă, practic, asigur populația de a avea un venit, acel venit se întoarce în comunitate, sunt plătite taxe, sunt plătite impozite, se dezvoltă proprietatea. Ce credeți că lipsește în acest moment orașului Târgu Ocna? Cum îl vedeți? Care este, pentru că întotdeauna mi-a plăcut de candidații care vin pentru această funcție de primar și mă bucur că sunteți în studioul nostru, să văd ce credeți că lipsește sau ar trebui orașului Târgu Ocna, așa văzut, pentru un turist care vine să stea o săptămână la Târgu Ocna. Cum credeți, cum vă închipuiți dumneavoastră, ce e, nu vorbim nici pe termen scurt, nici pe termen lung, indiferent de durata unei investiții. Cum vedeți dumneavoastră? Ce lipsește orașului Târgu Ocna? Aici deja ați deschis două paliere. Așa. Practic o localitate care are rang de oraș sau de comună, dar are și o demnitate sau o recunoaștere de stațiune, practic dezvoltăm Avem două direcții. Una, preocuparea pentru satisfacția locuitorilor și asigurarea tot ce înseamnă infrastructură. Și aici discutăm de drumuri, pentru că acum prioritatea în concepția oamenilor sunt drumurile, străzile. Cu toții au achiziționat autoturisme, mașini, ne deplasăm, suntem într-o viteză permanentă. Bănuiesc că ați discutat și cu foarte mulți oameni și oamenii sunt interesați de chestiunea asta turistică, pentru că dacă turismul se dezvoltă în Târgu Ocna și viața lui de familie poate prospera, da? Poate avea o mică afacere, poate face turism, poate primi oaspeți în casa lui. Dar ca să dezvolți turismul, întâi trebuie să faci lucrurile de bază ale comunității. Exact. Începusem cu infrastructura. Și atunci, așa este, trebuie să te gândești să satisfaci nevoile locuitorilor, pentru că ei sunt permanenții oameni care locuiesc, care plătesc taxe și au nevoie de toate serviciile la standarde și în anumite perioade ale anului ai și un aflux de turiști, deci practic populația își mărește numărul și sunt acești oameni care vin, aleg, ca o parte din venitul lor să vină să-l lase la Târgu Ocna. Bine, beneficiind de toate serviciile turistice, cură, da, tratament, recreere și tot alte mai forme de turism. Mai ales că aveți Salina, care e un magnet. E absolut. Și probabil o chestiune, un punct turistic rar întâlnit în România, dacă nu chiar în și Europa. Și în plină dezvoltare. Și în plină dezvoltare, pentru că turismul balneo începe să renască,
pentru că o perioadă a trecut printr-un cont de umbră, oamenii nu mai erau tentați spre turismul balneo, mergeam tot pe partea de relaxare, de stare divertisment, de divertisment, da. Dar iată că ușor, ușor ne îndreptăm și pentru partea de sănătate. Vă propunem să, mai atenți? În calitate de primar, pentru că vorbim aici despre funcția la care candidați dumneavoastră, ca primar veți îmbunătăți relația cu conducerea minei din... că au fost niște probleme pe parcursul anilor aici. Păi este un obiectiv prioritar. Pentru că dacă nu ai o relație constructivă, o relație de comunicare, o relație, un parteneriat pe termen scurt, mediu și lung... Da, ăsta e cuvântul potrivit, parteneriat. Principalii investitori, da? Principalii reprezentanți, principalii oameni care fac parte din mediul economic sau turistic. Care și aduc aici Salina, plus valoare pentru... Care aduc plus valoare. Și aici Salina ocupă un loc principal, dacă nu chiar primul, în acest context. Și atunci nu poate exista o administrație fără o relație corectă cu antreprenorii, cu oamenii care au investit. Pentru că nimeni în ziua de astăzi nu vine să investească indiferent cât, dacă nu el are o analiză foarte bine făcută și o proiecție în timp. Când știe că acea investiție se va amortiza și chiar va produce și un oarecare profit. Pentru că filantropi în ziua de astăzi sunt cam puțini. Da, și de asemenea, deci cu mediul economic v-ați propus să aveți o îmbunătățire. Deci facem întotdeauna o dezvoltare, pentru că dumneavoastră faceți parte și din actuala echipă și văd că vă doriți și continuarea, dar nu continuarea, ci mai mult decât continuarea, îmbunătățirea acestei colaborări cu mediul economic, pentru că până la urmă economia unui oraș stă în acești oameni, în locurile de muncă pe care le asigură ei. Vă gândiți la anumite facilități pentru oamenii de afaceri sau pentru a atrage noi investitori în Târgu Ocna? Până la aceste facilități, trebuie să consultăm legislația și ea prevede foarte clar ceea ce poate și ce este în competența administrației locale, a primarului, a Consiliului Local. Dar discutam mai devreme de infrastructură. Da. Acest este obiectivul prioritar. Da, așa. Deci infrastructură, și aici putem să reducem pe infrastructura cea care nu se vede. Practic înseamnă rețelele de utilități publice. Încă mai sunt probleme, se lucrează și mai e nevoie și sunt proiecte în derulare cu reabilitare, cu modernizare, cu extindere rețele de apă, de canal, de extindere rețele de alimentare cu gaze naturale, pentru că acum este un lucru firesc ca să poți să ai o rețea de gaz natural și atunci să nu mai depinzi de tot ce înseamnă combustibilii solizi. Cam cât la sută sau care ar fi procentul pentru... De locuitori care nu beneficiază încă de gaze naturale. Sunt câteva naturale. Cartiere, două cartiere care nu au Gura Slănic și... Așa. Deci Gura Slănic în ansamblu ei nu au rețea de gaze. Sunt câteva locuri unde mai trebuie îmbunătățită, dar sunt și celelalte cartiere. Pentru că rețeaua de gaz s-a extins așa cum s-a extins, o parte din ea s-a făcut prin proiecte publice în anii 90, dar alte extinderi s-au făcut prin contribuția proprie a proprietarilor și fiecare a mai extins. Legislația s-a modificat un pic, obligă cel care deține licența de a furniza gaze naturale și aici, cum discutăm de zona Moldovei, știm cine este operatorul, nu-i dăm nume aici, îl obligă. Dar nu îl și condiționează în timp. El spune, domnule, în funcție de bugetul pe care l-am, pot să fac extinderi de rețele de gaze naturale. Dar eu cred că un parteneriat cu ei, un parteneriat solid, argumentat de solicitările locuitorilor, sunt soluții de a extinde aceste rețele. Pentru un parteneriat, fie jumătate autoritate locală, jumătate operator, poate și chiar o contribuție a locuitorilor, se găsește o formulă funcție de specificul zonei unde trebuie făcută extinderea. Și atunci, dacă rezolvăm această problemă, apoi trebuie să rezolvăm problema de infrastructură rutieră. Pentru că infrastructura rutieră încă lasă de dorit. Așa, aici să facem precizarea. Unde ar mai trebui asfaltat? Care sunt zonele sau străzile pe care le știți dumneavoastră că mergeți, bateți cu piciorul, cum se spune, în fiecare zi Târgu Ocna. Târgu Ocna are aproximativ 80 de kilometri de drumuri. Așa. Cu vreo
130 de străzi. Unde ar fi locurile și... unde s-a uitat? Nu s-a uitat. Nu s-a putut. Acum sunt în derulare 3 proiecte importante și cuprind 3 categorii de străzi care trebuie să intre în imediat așa... Deci dumneavoastră îi asigurați pe alegătorii dumneavoastră că veți continua aceste proiecte pentru fără doar și poate ca și sunt procentul proiecte care, de asfaltare să fie cât mai... Fără doar și poate și sunt proiecte care vor schimba viața comunității și aici dacă discutăm de 3 direcții principale, sunt acele drumuri sau acele străzi care fac legătura cu obiectivele turistice sau cu principalele căi de comunicare a localității. Și aici vorbim intrările în localitate, legătura între gară, autogară și principalele puncte de atracții, pentru că acum avem în derulare un proiect cu reabilitarea a 23 de străzi pe acest specific. Avem un alt pachet de străzi în care noi l-am denumit reabilitarea străzilor din cartierele orașului. Și acolo s-au luat toate străzile principale și s-a dus către străzile mici. Al treilea proiect sunt străzile din cartiere, pentru că și acolo încă sunt probleme. Cele 3 proiecte sumează undeva la 25 de kilometri de străzi, pentru că din cei ce v-am spus eu, aproximativ 80, iată că 25, numai așa dacă îi stăm și îi nominalizăm acum pe hârtie. Nu cred că are rost aici să prezint străzile, pentru că dar le-am prezentat de fiecare dată. O să vedeți că trece timpul repede în emisiunea noastră. Dar cu siguranță, iar ceea ce spun, știu ceea ce spun și nu am niciun interes de a deforma realitatea, nu am niciun interes de a nu prezenta lucrurile corect. Și atunci, de fiecare dată, PSD, echipa pe care eu o reprezint acum, am fost oameni care ne-am implicat, am susținut toate proiectele de reabilitare și de dezvoltare a comunității, fie că au fost de infrastructură, fie că au fost de dezvoltare și atunci avem experiența. Haideți să trecem mai repede, că o să ne trezim că la urmă că nu o să avem timp. Perfect. Mergem mai departe. Eu cred că a doua direcție principală ar fi protejarea mediului. Și noi l-am și denumit că Târgu Ocna poate să fie un oraș curat, frumos și atractiv. Aici ce presupune? Curățenia pe primul loc. Pentru că acesta este cel mai simplu mod. Și nu cred că de a face curățenie, ci de a găsi formula de a păstra curățenia. Pentru că aici e tot secretul. Da, un oraș degeaba, curat, un oraș frumos. Sigur, și degeaba faci zilnic curat, de dimineață până la prânz, dacă de după amiază te apuci și scoți tot ce nu-ți trebuie. Și atunci, cu răbdare, cu o bună comunicare, cu oameni care să ajungă direct la acolo unde sunt probleme, cine sunt generatorii, și atunci putem să găsim soluția și formula clară. Aici ne-am pus noi igienizarea străzilor, a cursurilor de apă, a tot ceea ce înseamnă, pentru că Târgu Ocna este traversat odată de râul Trotuș și plus că avem și 2-3 ape, râul Vâlcica și râul Zlănic, care ne creează probleme, dar nu numai acelea, mai sunt și unii torenți care vin de pe înălțimi și atunci când sunt căderi puternice de apă, cu vijelie vin și distrug partea de... Veți identifica probabil acele zone vulnerabile și... Le știm, nu le identificăm, le știm, le cunoaștem. Am încercat să le punem pe categorii, să vedem care trebuie să intervenite imediat, cu ce resurse trebuie să intervenim acolo, pentru că, vedeți, în momentul când vine o calamitate, atunci nu, practic, nu te mai întreabă de ce, dacă ai știut, dacă n-ai știut și când te-ai pregătit. Așa este. Totodată, în capitolul ăsta ne-am gândit să trecem și dezvoltarea atracțiilor turistice de recreere, de relaxare, de sănătate și acestea pot fi făcute prin proiecte, prin punerea în valoare a lacului din zona parcului Măgura, printr-un parteneriat cu toți agenții economici și cu instituțiile care lucrează în domeniul turismului. De asemenea, foarte important este că anumite străzi din oraș, care nu au o reglementare foarte clară sau nu au o infrastructură pregătită, sunt permanent circulate de autovehicule de mare tonaj. Și aici avem 3 străzi principale, strada Tisești, strada Gălean, strada din Gura Zlănic, o stradă Vișoara,
care se confruntă cu aceste probleme. Pe o infrastructură oarecum nepregătită transportului de mare tonaj, creează un disconfort total locuitorilor. Casele sunt zdruncinate, casele așa au fost construite oarecum în apropierea străzii, deci nu există o suprafață foarte mare între marginea străzii și proprietăți, și atunci aici trebuie să găsim neapărat soluții și le știm, le cunoaștem, ce trebuie să facem punctual. Fie reglementat printr-o semaforizare sau semnalizare rutieră, fie prin montarea unor acele echipamente de care te obligă să reduci viteza, și nu în ultimul rând printr-o conlucrare foarte bună cu instituțiile abilitate, când trebuie să vii să verifici viteza cu care se deplasează autovehiculul sau tonajul. Pentru că sunt unii operatori economici care încearcă să treacă așa pe lângă, pe margine, să ocolească el pe un drum mai puțin utilizat, crezând că el poate să transporte un tonaj agabaritic sau un tonaj mai mare de pe osie. Și aici a creat o mare problemă pentru locuitori. Deci oamenii v-au povestit aceste nemulțumiri, și avantajul dumneavoastră este că aveți acest dialog permanent cu ei. De acord. Probabil vi le notați când mergeți sau le dimemorați. Întotdeauna le-am notat, am un mare respect față de locuitori când vin să prezinte o problemă, pentru că dacă el vine să o prezintă, el s-a frământat, el s-a lovit de ea. Și atunci nu e mare lucru, trebuie să fii foarte atent ceea ce spune omul, pentru că nu degeaba spune. Este adevărat că trebuie verificată și în 80-90% din cazuri se certifică acest lucru. Iarăși acum, dacă discutăm de protejarea mediului, trebuie să încurajăm locuitorii pentru a utiliza energiile alternative. Sunt proprietari, sunt proprietăți frumoase în Târgu Ocna, s-au dezvoltat case, vile, și atunci trebuie găsit o soluție de încurajare de a trece pe energii alternative. Panouri solare, echipamente care preiau energia solară și o transformă fie în căldură, fie în apă caldă, fie în electricitate. Vedeți că acum sunt și programe naționale. Da, da. Și deci aici oamenii pot beneficia de un sprijin din partea instituțiilor statului sau chiar cofinanțări pentru aceste proiecte. Absolut. Dar da, eu cred că trebuie să găsim și la nivel local câteva pârghii. Și poate și primăria și să vină cu anumite facilități, cu anumite rapoarte care le pot implementa în această relație directă. Ne dorim să deschidem și, fiind localitate turistică, și chiar am avut situații când anumiți turiști au venit cu autovehicule hibrid sau autovehicule electrice și au zis, doamne, bun, am venit. Stație de, și ne gândim să facem tot ce ne stă în putință, să găsim un investitor care să investească și să creeze o astfel de stație. O a treia direcție. Să-i spunem creșterea stării de confort și siguranță. Și noi am spus aici că drumul spre și dinspre casă trebuie Târgu Ocna să are poliție locală? Nu are poliție locală. Trebuie să fie plăcut și sigur. Și atunci, din ce rezultă această creștere a stării de confort? În primul rând, o infrastructură rutieră bine semnalizată. Intersecții corecte și care să reglementeze cu sens giratoriu, semaforizare, o semnalizare rutieră corectă, trotuarele să fie reabilitate și construite, să fie accesorizate cu acele rampe pentru persoanele cu dizabilități sau pentru persoanele seniori localității, da, care au anumite probleme în deplasare. Să dezvoltăm și să implementăm prin proiectele pe care le avem în derulare piste de biciclete, pentru că a devenit acum și bicicleta un mijloc de deplasare util, nepoluant. Târgu Ocna poate fi traversată cu bicicleta într-un sfert de oră, 20 de minute. Da, iată o chestie nouă pe care o aud acum. Da. Ar fi interesant cât mai mulți bicicliști să-i vedem și să aibă un spațiu de rulare. Să știți că generația tânără are o deschidere spre... cont și de sigur propunerile cu care vin tinerii. Sigur. Să înțeleg. Și atunci, dacă reușim să facem acestea, nu facem decât să crească starea de confort. De confort. Iar siguranța vine și dintr-un iluminat confortabil, un iluminat și o supraveghere video funcțională,
Pentru că omul, dacă știe că pe perioada de întuneric se poate deplasa în siguranță, știind că există o cameră undeva acolo discretă care îi asigură o stare de confort și nu cineva i-ar da o idee să-l știu eu, bruscheze, și oricine poate să știe că își lasă copilul sau îl trimite la magazin sau îl trimite dintr-un cartier în altul, la rude, la prieteni, să se va duce în siguranță. Și cred că acest lucru este foarte important. De asemenea, tot aici în partea de siguranță și de confort, trebuie neapărat să amenajăm niște locuri de joacă pentru copii moderne. Sunt niște locuri de joacă, dar au o uzură morală și fizică destul de avansată. Și eu cred că cu bani puțini, cu contribuție directă a Consiliului Local, poate fi amenajat 2 sau 3 locuri de joacă acolo unde sunt, unde există o densitate de copii. Că degeaba faci un loc de joacă, știu unde, la capătul localității, dacă nu vine nimeni. Da. Și atunci locul de joacă trebuie să fie undeva amplasat lângă parc sau chiar în parc, în zona centrală, în zona publică unde e și clubul elevilor și casa de cultură. Și e necesar. Locul de joacă, cu tot ce înseamnă accesorii moderne, cu accesorii cu împrejmuire, cu să nu aibă acces oricine, cu bănci, cu, pentru ca adulții, cei care vin să însoțească copiii, să se poată relaxa, să poată să citească o carte, și de asemenea în zona aceasta să fie montat și partea de furnizare de servicii de tip internet. Pentru că atunci când te relaxezi, vrei acum să fii conectat la tot ceea ce se întâmplă în universul acesta. Și informarea turiștilor, puncte de informare pentru dacă turiști. Mergem pe partea de turism, practic e necesar ca să existe o mai bună implementare a sistemelor de informare. Să mergem totuși mai departe. Panotaj, sistemele clasice, acele panouri, acele indicatoare, acele direcționări spre obiective sau mediul virtual, mediu online, pentru că acum ești la un click distanță și practic nu mai trebuie să studiezi un întreg proiect, ai pus punct, cum ajungi din punctul până la obiectiv. Să mergem mai departe, vreau să vă spun că mai avem exact 7 minute din emisiunea noastră. Foarte puțin. Zboară timpul cu domnul și Cristian Ciobotaru. Și ușor, ușor să trecem spre un oraș digitalizat, pentru că acesta este viitorul. Un oraș de tip smart, digital, cu aplicații la îndemână. Aici tot din dialogul cu tinerii. Cu tinerii și nu numai cu tinerii. Și nu numai cu tinerii, pentru că am observat, nu numai tinerii folosesc tehnologia acum și s-a mărit această plajă de vârstă. Vedeți că până și cei în vârstă comerțul virtual, transferurile bancare virtuale, iar digitalizarea? Digitalizarea e la îndemână oricui. La un click distanță, acum tehnologiile de tip smartphone, știu eu, tabletă, laptop sau ce, îți ușurează foarte mult munca. Nu mai trebuie să stai la coadă, ești permanent conectat, vezi ce ai în cont, unde trebuie să plătești, îți fac imediat calendarul plăților. Deci cetățeanul în relația cu primăria poate avea foarte mult de câștigat prin digitalizarea inclusiv activităților din primărie. Iată, sunt lucruri absolut noi. Pandemia ne-a demonstrat încă o dată că eram un pic în urmă, deși deținem tehnologie în România și va veni și tehnologia 5G în viitor, nu era utilizată acest potențial și iată că ne-am dat seama că oamenii prin digitalizare pot interacționa mai ușor cu administrația locală. Absolut. E un lucru firesc. Impozitele și taxele trebuie să stea la îndemâna oricui, să nu vii, să stai la rând, să păstrezi distanța socială, să fii forțat să te învoiești de la locul de muncă, să pierzi timp, să vii în timpul programului de la 8 la 4. Și atunci mediul acesta virtual permite, primăria are în implementare o serie de aplicații, dar acestea trebuie dezvoltate și a venit cât mai aproape de cetățean și ai de rezolva problema. El trebuie să fie permanent conectat la, dacă discutăm de instituția primăriei, conectat la tot ce înseamnă patrimoniul său, la tot ce înseamnă plățile care trebuie să le facă, când trebuie să le facă, de ce trebuie să le facă și trebuie să știe permanent că după ce și-a făcut plățile și și-a îndeplinit calitatea lui de bun cetățean, ce se fac cu banii. Și atunci, sigur, să ai acolo aplicații, să vedem noi, ia să vedem pe cum se gestionează un buget.
Pentru că așa, aparent e simplu, dar e un mecanism destul de complex. Și, da, este adevărat că în ultima vreme gradul de civic a crescut. Da. Oamenii sunt din ce în ce mai interesați să vadă cum funcționează primăria, cum funcționează hotărârile de Consiliul Local. Absolut. Vă rog să mergeți mai departe. Și cel de-al patrulea, care practic l-am atins și în celelalte, este turismul. Turismul ca motor de dezvoltare locală și regională, pentru că Târgu Ocna este și stațiune turistică de interes național și stațiune balneoclimatică și atunci un parteneriat, ce spuneam mai devreme, un parteneriat strategic pe termen mediu și lung cu investitorii din turism nu face decât să fie de bun augur. Și aici tot ce înseamnă susținerea industriei Horeca, cum se numește acum, tot ce înseamnă dezvoltarea pensiuni, motel, hotel, bază de tratament, bază de relaxare, tot ce înseamnă zona asta de divertisment, zonă de relaxare, punerea în valoare a traseilor turistice, a obiectivelor turistice din zonă, pentru că Târgu Ocna știm foarte bine că e plină de istorie, de chiar și obiective culturale importante. V-ați gândit, aveți obiective culturale pe care vă propuneți să le reabilitați, să le, da, le rearanjați, da, sunt câteva clădiri, din punct de vedere estetic. Și din punct de vedere estetic, dar și din punct de vedere funcțional. Avem câteva clădiri istorice, sunt clasificate, cu toată problematica unei clădiri clasificate, pentru că ea trebuie să o reabilitez așa cum a fost, dar lucrul ăsta ne motivează, ne dă încredere, știm cum să facem, putem să facem și o să vedeți că ceea ce spun aici va prinde și rădăcini într-o perioadă nu foarte îndepărtată. Noi ne-am gândit așa că trecutul ar fi locul unde am învățat o lecție, iar prezentul acum e momentul când trebuie să o aplicăm, pentru că urmează această lecție pe care trebuie să o oferim sau care să o primim de la cetățeni, iar viitorul ne va judeca. Pentru că ceea ce gândim, ceea ce vrem să spunem acum, ceea ce vrem să insuflăm în rândul locuitorilor, este faptul că suntem corecți, suntem demni, suntem profesioniști, știm ceea ce avem de făcut, știm cum să facem și suntem determinați. Cum va arăta orașul Târgu Ocna după 4 ani de mandat în funcția de primar? Vreau ca orașul Târgu Ocna să se ducă și să devină un oraș frumos, un oraș curat, un oraș european. Pentru că suntem în Europa, ne dorim să fim în Europa, foarte mulți din Târgu Ocna au fost, lucrează, se întorc din Europa, turiști și români și europeni încep să vină la Târgu Ocna și atunci Târgu Ocna are potențial. Știm și putem. Vin alături de o echipă frumoasă, o echipă corectă și plecăm cu credință, cu încredere că noul drum va fi un drum frumos, va fi un drum bine cunoscut. Pe finalul discuției noastre, sigur ne-ați spus aproape totul despre agenda pe care v-ați propus-o, dar încă o dată un mesaj clar, pentru că sunteți candidat la funcția de primar al orașului Târgu Ocna, un mesaj direct către cetățeni, cum ce trebuie să facă ei, cei care vă apreciază și care doresc să vadă împlinite aceste propuneri ale dumneavoastră ca să vă voteze. În primul rând, locuitorii să aibă încredere, să analizeze ceea ce am făcut, ceea ce am făcut eu, ceea ce au făcut colegii mei din echipă, ce au demonstrat că pot. Așa cum am spus-o și în emisiune, știm ce avem de făcut, știm cum să facem, și cu siguranță toată energia noastră, toată puterea noastră și toată priceperea o vom întoarce pentru binele comunității. Dragii mei, suntem la finalul discuției. O să ne vedem cu domnul Cristian Ciubotaru și după alegeri. Ne-am bucurat foarte mult dacă prin discuția pe care am avut-o astăzi, candidatul la funcția de primar v-a convins și dacă v-a convins, atunci sigur că e bine să-l votați, pentru că
Ați observat, domnul Cristian Ciubotaru vine cu câteva chestiuni noi care sunt ancorate în ceea ce doresc cetățenii orașului Târgu Ocna și mai mult decât atât, e foarte bine să alegeți pe cel care vă reprezintă, cel care răspunde la doleanțele pe care le aveți. Pe final, dacă mai aveți ceva de adăugat pentru telespectatorii noștri. Suntem cei mai buni și cu puteți. Siguranță, Târgu Ocna va avea de câștigat și noi mergem cu încredere și cu demnitate. Așadar, să ne revedem cu bine după alegeri cu domnul Cristian Ciubotaru și echipa cu care merge împreună la acest proiect. Sunt convins că orașul Târgu Ocna va arăta foarte bine și sub această administrație, dar nu sunt eu cel care hotărăște, ci dumneavoastră, alegătorii. Până data viitoare, Eugen Ungureanu și echipa de cameramani, Lili și Adrian, care sunt, pe care nu-i vedem acum, dar ei ne văd, vă mulțumim pentru vizionare și vă dorim tuturor multă sănătate, pentru că acest lucru este foarte important în această perioadă și înțelepciune atunci când vă alegeți candidații. La revedere!